Bună dimineața, oameni dragi, 96 minute și suntem în direct alături de Ami, care e fizic în studio, dar și de tata Vlad, care este fizic din Barcelona prin telefon. Da, și noi fizic suntem prezenți și pe Facebook-ul Kiss FM, ne puteți găsi. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața. Sau buenos dias! Buenos dias, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi amor? Todo bien. Exact, todo bien. Ce faceți, dragilor? Care e treaba cu această colaborare de mare succes, după cum se vede? Da, a venit așa, cumva, din suflet. Mi-am dorit tare mult să am o piesă cu tataie, cu tata Vlad. Și l-am sunat să-i propun piesa asta, Enigma. Îl auzeam pe piesa asta și... a primit cu drag invitația asta, să ne spună el așa cum a primit invitația și mă bucur tare mult că a acceptat să colaborăm și să facem piesa asta împreună și ne-am apucat de treabă și astăzi a ieșit Enigma, adică ce auziți voi pe radio acum. Foarte drăguț! Tata Vlad? Toate aici bune, cum a spus și, cum a spus și Ami, am avut o discuție înainte de 8 zile din 7 despre a face o piesă împreună. Dar nu s-a materializat atunci. Uh-huh. După aia am făcut piesa noastră și acum am avut timp să ne ocupăm de această colaborare care, din fericire, a ieșit foarte bine și ne bucurăm că place oamenilor. Dar întrebare, așa ca fan Biugi Mafia, voiam să te întreb și cred că nu sunt singurul care își pune această întrebare, care-i fața cu rebranding-ul? Adică văd că încet încet ai renunțat la tataie și peste tot e scris tata Vlad, chiar și în piesele Biugi Mafia scrie în paranteză produs de tata Vlad. Da, păi ca orice artist profesionist am încercat să avem numele și nu s-a putut și atunci am schimbat numele. Plus că am spus că ar fi bine să ne comportăm în cazul meu ca și în cazul lui Benjamin Button și o să tot evolueze de la tataie la tata Vlad. A, și o să fie... La Vlad, la Vlăduț de la 80 de ani. Vlăduț cel mic. Deci înseamnă că în curând trebuie să-ți faci vlog. Da, da, da. Salutare, boșilor. Nu știu, păi de ce m-am băgat eu să zic. Nu s-a putut la ce? La modul legal, zici? Să... Sau e, așa... Ce? Există un site, există un site în undeva în Asia care se numește tataie.com și nu e al meu. A, nu cred. Unde se întâmplă un fel de prostituție. A, și atunci am zis, dacă nu e al meu, dacă nu e al meu e problemă. Băi, wow, foarte... câte lucruri noi aflăm, îmi place. Da, super interesant. Da. Treaba asta chiar. Și e de mult? Adică e de pe vremea... Deci e de ceva timp, deci cel puțin de când am luat eu tata Vlad, există. Deci de 4-5 ani există. Acum nu știu dacă mai există, dar treaba e gata făcută. Ideea e că sunt, uite, sunt de-astea site-uri și cu Ami Service Auto sau... există și un supermarket, da, și aproape de Dinu Lipati. Și un brand de haine, da. Bine, sunt multe. Și multe regrete cu numele tău, cu Ami pare rău. Da, exact. Da. Sau Ami pare bine. Ami pare bine, da, exact. Sunt foarte multe, foarte multe treburi. Dar mă bănuiesc... Ești curios, tot vreau să-l întreb pe tata Vlad. Cum funcționează treaba cu trupa, cu Biugi Mafia, mai ales că tu te-ai și mutat din țară, cum? Foarte bine, pentru că, spre deosebire de acum mulți ani, acum avem internet, tot ce facem noi, din fericire, în ultimii ani, în afară de concerte, este pe internet și atunci este la fel de simplu ca și cum am fi împreună când lucrăm. 8 zile din 7 a fost făcută ca și Enigma, de fapt, au fost făcute cu mine înregistrând aici, și colegii, respectiv Ami, în cazul piesei 8 zile din 7 și Enigma, în România, la fel s-a făcut și clipul cu Ami. Cu mine filmând aici. Aia zic, tu ai filmat acolo, nu? Da. Mulțumim. Pentru că e un pic riscant acum să ne deplasăm. Da, da. Mi-ar fi plăcut să merg și eu acolo, dar... E, normal, vă dați seama. Și nouă. Și nouă ne-ar plăcut. Dar e așa frumos cum se spune în Barcelona. Este. Da. E mai frumos decât în... Giurgiu? În Beiuș? Nu, decât în Mogoșoaia, nu. Bine, un pic mai scump doar, dar în rest...
nici așa, nici mai scump nu cred că e. Eu știu o poveste cu chiriile din Barcelona, zim că știu. Cluj, nu cred că sunt mai mari la Cluj. Da. Da. Serios? Mai mari, da, la Cluj. Nu, serios, eu m-am uitat pe niște prețuri de apart, când am fost la Barcelona, m-am uitat pe niște prețuri, că vindeau ăștia apartamente și erau mai ieftine decât în Floreasca. Ah, wow. Da. Păi hai să rămânem și ce facem. Acum în Barcelona sunt mai ieftine decât la Cluj. E adevărat că la Cluj e cel mai curat aer din România. Dar, din Europa, scuze. Da. Apropo, că vorbeam mai devreme de Biugi Mafia, știu că voi aveați, nu știu dacă era neapărat o regulă, dar voi nu prea făceați piese cu voce feminină faimoasă. Era oarecum încercam să ajutăm fără artiștii mai puțin cunoscuți, dar câteodată am făcut și piese cu voci faimoase, cum a fost Fără Cuvinte în 2011 cu Loredana, după ce colaborasem de mult timp cu ea și Loredana nu era o necunoscută. A fost piesa aia, a făcut istorie, face istorie în continuare piesa aia. Și nu am avut nicio problemă să lucrăm cu Ami acum, pentru că e o voce foarte, foarte bună, a fost o onoare noi să o avem pe piesă și vom continua să promovăm artiștii tineri când vom putea, cum vom putea, dar uneori deci nu, trebuie făcute și altfel. Aia zic, deci nu e neapărat, nu se mai menține regula cu artiști la început de drum. Nu este neapărat o regulă, dar încercăm să facem asta în continuare. Biugi Mafia, ce pregătește nou pentru vara asta? Biugi Mafia pregătește piese. Vom trăi și vom vedea. Nu, noi nu prea spunem dinainte ce facem, cum facem, când facem. Când avem piesele, le lansăm și toate bune. Și aflăm. Aici, de exemplu, pe Enigma... pe Enigma, Biugi Mafia. Da, exact. Dar aici, pe Enigma, de exemplu, mi se pare că pe partea de rap te duci și într-o zonă mai trapiș. Noi, deși suntem etichetați ca fiind artiști old school, pentru că suntem de foarte mult timp pe piață, nu am fost niciodată old school, n-am sunat niciodată old school, iar trap ascultăm de când a apărut, de prin 2003 și adică de prin 2007-2008 ascultăm exclusiv numai trap, deci e o treabă naturală pentru noi. Și atunci să nu ne mai așteptăm la piese care să sune pe sistemul, ce știu eu, hoteluri, limbaj de cartier sau altele? Nu avem neapărat o rețetă, dar și noi voiam să facem piese care să sune a trap de foarte mult. Prima piesă, Biugi Mafia, care sună a trap, a fost făcută prin 2005, după aia în 2006 am mai făcut. Și de atunci tot facem piese care sună și a trap. Adică, practic, sunteți în ton cu vremurile. Întotdeauna am fost. Băi, da, Doamne ajută, la cât mai multe și la cât mai multe să fie hituri. Dar recunosc că mi-e doar de o piesă de aia old school. O, da. Da, ar merge, Treaba voastră. Tu ascultai Ami, ascultai mine, tu fiind fetiță, nu știu dacă... Da, nu, ascultam, după blocuri, după... Ascultai pe furiș, că noi aveam chestia asta, ascultam... Pe furiș, nu. Alea, cu părinții, acasă. Olimpiada, de exemplu, o ascultam mai pe furiș. Olimpiada, nu puteam cu maică, mi-a să ascult Olimpiada. La discotecă nu mergeam cu părinții. Păi nu, da, de exemplu, alea... Alea mai grele nu prea recunosc. Astea mai soft, da. Dar care era piesa ta preferată de la Biugi Mafia? După blocuri. După blocuri? Da. Aoleu, eu... Mă rog, eu mi-aduc aminte mie, pentru mine... Deci... Da, spune. Trebuie să înțelegem din treaba asta că fiecare are standarde despre ce înseamnă mai grele și mai ușoare diferite. Normal. Dacă, de exemplu, când ascultam Limbaj de Cartier, de exemplu, și începea Uzi cu Așa e, nu am pic de bun simț, mai departe era nasol când... Dădea mai încet, mai departe. Când venea bunica mea în vizită, era nasol. Din fericire, Enigma se poate asculta oriunde asta, da. Peste o, tot. Da. Asta da. Și suntem fericiți că se ascultă foarte mult și că a prins atât de bine. Dar sperăm să evolueze în continuare foarte bine și... Să înceapă și concertele într-o bună zi. Uite, Vlad, vreau să-ți mulțumesc că și așa, că se audă toată România. Public, exact, pentru că ai acceptat să facem piesa asta împreună. Da, e o onoare și da, și o plăcere. Și tare, tare mă bucur că piesa chiar funcționează și avem un feedback foarte frumos.
Da, sună foarte bine. Sună da. Extraordinar. Da. Uite, eu am ascultat-o pe repeat când a apărut. Chiar le-am zis și colegilor. Eu anul trecut pe vremea asta am început să compun la ea împreună cu Adi Colceru și uite, s-a împlinit exact un an de atunci și piesa preferată a lui Ionuț, timpul. Să știi. Da. Noi aveam dorința să o lansăm undeva prin toamna anul trecut. Chiar la începutul anului, dar e bine așa cum, da. Așa s-au așezat. E bine că am întârziat pentru Da, da, da. În Barcelona și trece timpul mai... Adică exact, acum m-am obișnuit aici. În primul an când m-am mutat era haos. Eram, înjuram pe toată lumea. Te enervai că încălzau la unul tot, nu? Te enervai? Adică sunt ardeleni spanii, nu? Exact, nu înțelegeam asta. Doamne, nu vrei să știi, se întâlnesc la casă, stau 2 ore de vorbă. Dar stai-mă puțin. Dar m-am relaxat. Și acum, din păcate, da. Nu sunt cei din Barcelona așa. Spaniolii, în general, sunt foarte relaxați. Și în Barcelona e un vibe foarte fain. Toată lumea e veselă, relaxată. La noi toată lumea e încruntată. De aia e mișto. Am fost acum 2 ani în Barcelona la Bruno Mars, la concert. Oh, ce vremuri! Da? Și mi s-a părut exact ce ziceai tu, Andrei. Un vibe foarte tare, foarte prietenos. Da. Așa, și, nu știu, cred că e singurul oraș... Prin câte orașe am fost prin Europa în care m-aș muta. Asta și la mine la fel, da. Și eu am zis Barcelona, da. Oricând, ori fără nicio problemă. Îmi place foarte mult, bănuiesc că Vlad poate știe, este un restaurant acolo pe plajă la Barceloneta unde se mănâncă burgeri foarte buni, ceva cu maimuța, nu știu care, ceva. Mă rog? Da, se numește Tourist Trap. Bine. Dau seama. Acum sunt sigur că data viitoare când ajung în Barcelona te sun să-mi recomanzi de astea locale, da, adevărate. Trap de la genul de muzică, nu de la capcană, nu? Acolo se cântă trap pentru turiști. Se cântă trap pentru turiști. Da, da, da. Nu, un oraș foarte, foarte. Dar tu de câți ani stai acolo? Aproape de 4 ani. Facem vara asta 4 ani. Ma. Și nici nouă nu ne vine să credem că a trecut atâta timp, dar... E bine, ne-am obișnuit, suntem ok, nu am pierdut legătura cu România deloc, avem acolo tot ce ține de... acolo ne facem banii, noi aici doar locuim, suntem cetățeni privați. Și acolo plătim impozite. Băi, o piesă în spaniolă. Deci o piesă în spaniolă. Da, să pe dar n-am învățat spaniolă încă. N-am învățat spaniolă, nu. Păi și cum te vorbești cu oamenii? În engleză? În engleză. Da, da. Ah, bine, e un oraș cosmopolit, adică se vorbește da, da, engleza, presupun. Dar n-ai încercat să-i convingi pe Uzi și pe Chedi să se mute și ei acolo? Nu cred că o să reușesc. Nu sunt deschiși la asta? Nu, le place mult în București lor. Am înțeles. Dar noi să știm că suntem deschiși, dacă... Dacă încerci să convingi pe noi, să stăm cu tine în chirie, da, adică... Da, da. Și oricum, da, da. Barceloneta petrece toată noaptea, ar suna bine, nu? Da, rupe. Oh, da, da, da. Facem un acustic, ceva. Exact, exact. Deci, ar trebui să fie reggaeton, clar. Da. Păi, n-are cum altfel. Asta ar fi tare, să-l vedem pe tataie cântând pe un reggaeton în spaniolă și putem muri liniștiți. Aș da bani să văd, aș da bani, efectiv, să văd asta. Deci, și tu ești fan, Ami, Barcelona, da, dacă da, ar fi da. Să... Și Biugi Mafia și... Și Biugi Mafia. Deci, da. Totul e între fani și idoli. Foarte mișto un clip, că ești cu toată ploaia aia, cu... Nu știu cum să-i zic. L-a impresionat, mă, l-a impresionat. Ești foarte senzual, mă, mulțumesc. Da, fiind vorba despre enigma, așa cum am perceput cumva lumea încă de la începutul industriei, am fost dezvăluită mai mult prin intermediul muzicii și așa mi-a plăcut. Clipul ăsta înseamnă multe stări, o furtună așa de sentimente, prin care cumva trece o femeie și prin care... să zic că trec eu și enigma, am uitat să menționez asta, este prima piesă de pe albumul ce poartă același nume, care e plin de stări, de emoție și asta a dat startul poveștii misterioase pe care v-am pregătit-o undeva prin toamnă, sper să fie lansat cu totul, s-a auzit și chiar sunt mândră că primul pas în călătoria asta a fost alături de tata Vlad. Și o să mai fie featuring-uri pe album? Sau... Da, o să mai fie colaborări surpriză și multe, multe piese foarte faine și diferite, o să auziți ceva diferit de la mine. Deci să avem și piese mai vesele, piese mai... De toate felurile, da. Dar o să fie un mix. Ca Loredana diferit? Exact așa cum sunt... Loredana diferit, exact, sau... O să fie un mix așa cum sunt și sentimentele noastre până la urmă, sau, mă rog, ale mele, nu știu, eu vorbesc de mine acum. Da. Da, și chiar am pus foarte mult suflet, e foarte personal, foarte personal. Uite, de exemplu, am o piesă...
care este o declarație de dragoste pentru muzică. Mm-hmm. E foarte interesantă și o să vedeți exact așa despre ce e vorba atunci când se va lansa. Abia așteptăm să auzim albumul. Apropo de clip, că am uitat să menționez, băieții de la NGM Creative l-au făcut. Este absolut genial, îmi place foarte mult conceptul și toată ideea care s-a creat acolo. Și cine vrea să vadă clipul, poate să intre pe canalul de YouTube al lui Ami, care se cheamă Ami Oficial, și acolo... Da, acolo dați subscribe! Exact, like, share exact, și subscribe! Exact, pentru că să mai vină și următoarea perioadă piese noi de pe album. Așa, și ce vreau să le mai mulțumesc, uite, și lui Adi Colceru, producătorul piesei, compozitorul. Am mai lucrat împreună cu Florian Rus la piesa asta, Tea Miculescu și Alex Pelin. Fiecare a pus așa puțin din sufletul său acolo și chiar și a ieșit foarte bine. Și echipa mea de management, Vlad Pârvulescu, care e aici și îmi dă mesaje. Zi și de mine! Da, zi și de mine! Pare că am intrat în reprezentare. Sper că n-am uitat nimic. Global Records! Da. Asta a apărut un discurs de acceptare de Grammy. Ne-a plăcut. Exact. Mulțumesc, mamei! Păi da, pentru că, exact, până acum chiar n-am apucat. Îmi place vibe-ul. Chiar n-am apucat să fac chestia asta și chiar sunt recunoscătoare. Sunt foarte mândră de piesa asta, de colaborarea asta, de... E așa un start, știi, al unui album în care cred foarte mult, în care am pus foarte mult suflet și este primul pas, înțelegi? Și atunci e normal să simți... Te simți că ești entuziasmată. Exact, te și am și emoții. Sunt de mult. Uh-huh. Așa, la un interviu cu oameni, să vorbesc, să spun lucruri. Adică vreau să spun multe și mi se pare că nu spun nimic, știi? Ai spus, e mulțumesc tuturor susținătorilor și fanilor. Mulțumim și noi, Ami, mulțumim tata Vlad. Nu uitați să vă uitați pe YouTube canalul Ami Oficial. Aveți acolo videoclipul piesei Enigma. Noi luăm o scurtă pauză și ne întoarcem puțin mai încolo cu ruleta rusească. Rămâneți pe Kiss FM. Ascultăm chiar acum piesa Ami cu tata Vlad. Iuhu! Enigma. Neața, sunteți pe Kiss FM. Ionuț? Da, Andrei? Crezi că după ce ne-am murdărit în halul ăsta o să dea oamenii subscribe? Nu. Hai mai zile tu o dată, te rog. Dați subscribe, vă rog.